Bună dimineața! În clipul de astăzi o să vă filmez mașina mea Hyundai Accent din 2008 și o să facem o pornire la rece, așa că ne vedem din mașină. Aceasta este cheia și haideți să vedem cum pornește. 157.499.000 de kilometri. Un CD player Pioneer în stare foarte bună. Merge foarte bine, n-am probleme, CD, stick, radio. Punem contactul, ambreiaj. Mașina n-a fost pornită de ceva timp, iar indicatorul albastru este pentru că apa din motor e rece. Cutie de viteze în 5 trepte, iar pentru a o pune în marșalier avem acest inel, facem stânga și dăm în față. Și o să facem un review, o prezentare interior și exterior. Aici sunt și eu. Începem cu o prezentare exterioară, dar mai întâi vom porni becurile. Becurile pentru ceață și avariile. Mașina piu e din cauza că nu am pus centura și vom umbla și la capotă. Asta este mașina. Așa. Modelul e trecut pe geamuri ca și an de fabricație 2007, prima matriculare 2008. Avem așa ca și echipare proiectare de ceață, becuri normale H4. Avem un set de jante de tablă pe 14, 185, 65, 14 și mai avem un set de jante de aliaj foarte frumoase, cauciucurile în stare foarte bună. Sunt cam de un an de zile vechime și sunt de la, ca să vedem, Hankook. Iar pe spate avem cauciucuri tot așa în stare foarte bună. Astea sunt de la Debița, tot așa 185-65 pe 14. Mașina i s-a montat folii față-spate cu protecție termică, geamuri electrice, toate 4, spații de depozitare foarte mari, preșuri dedicate, aer condiționat perfect funcțional. Sau, de exemplu, dacă punem pe max aceu. Așa. Suport de pahare. Scrumieră. Avem și brichet, avem și o priză. Și aici încă un spațiu de depozitare. Parte din spate. Tot așa cu preșuri dedicate din cauciuc. Le-am luat aproape după ce am luat și mașina. În spate vine și cu o cotieră cu suport de pahare sau sticle. Cum ziceam, geamuri electrice. În plafon am montat o bandă LED pentru o lumină mai bună și mai plăcută. Tetiere, suport pentru scaune de copii și un simbol aici. Ce îmi place, aici avem becul de poziție, becul de semnalizare, becurile de marșalier stânga-dreapta și becurile de ceață, care sunt pe ambele părți la fel. Mașina a venit din fabrică cu apărători pentru noroi. Și pe față și pe spate, semnalizare. Oglizile se pot rabata și se apropie foarte tare de caroserie. Un plus
foarte bun. Mașina o dețin de 7 ani de zile. În 2015, în 2014 în toamnă am cumpărat-o și am matriculat în 2015 în partea întâi a anului. Nu m-a pus să-i pun și bățul. Mașina nu are motorul spălat sau ceva de genul. Singurul lucru e umezeala aici în partea asta, dar nu am lipsă de ulei. Bateria are un an de zile. Păcat că nu se vede. Recent aici avem și schimburile de ulei. La 146.000 în 12.5. Am tot istoricul de service. Pe partea din față am schimbat discuri plăcuțe recent. Pe spate s-a făcut o revizie în care s-a rezolvat și problema frânei de mână. Nu ținea bine și făcea un zgomot ciudat. Aici avem pentru deschiderea bușon și portbagaj. Toate geamurile electrice. Blocarea geamului să nu mai coboare. Niciun geam nu mai coboară. Închiderea centralizată și reglajul pentru oglinzi sunt electrice și încălzite. Activarea lor se face prin butonul de la încălzirea lunetei. Am vrut să-i dau o spălare, dar nu am reușit. Așa arată partea din spate. Ca și probleme, ca toate Hyundai-urile Accent, avem probleme cu coloana de direcție. Din când în când îi cade servodirecția și avem probleme cu... nu mai avem servodirecție, oprim motorul, pornim și continuăm drumul. Ca și defecte pe capacul portbagaj, avem două îndoituri, una mai mică, una mai mare. Alea le-am reușit să le fac eu. Portbagajul destul de mare. M-am cer scuze pentru dezordine. Ce îmi place e că partea asta de aici e căptușită, aici e tablă goală. Asta e. Și aici e îmbrăcat cu plastic față de alți producători care nu fac asta. A, apropo, ce am uitat să spun este că avem un motor de 1.5 diesel CRDI cu 110 cai putere. O privire din spate. Mașina arată foarte bine și pe dedesubt. Am tot ce e nevoie la ea. Cric, corbă, triunghiuri, trusă. Ca și probleme pe care le am eu cu ea. Rugină. Mașina din punct de vedere mecanic este foarte bine întreținută. Aici mai avem două mici puncte de rugină. Oglinzi foarte mari și o vizibilitate foarte bună. Aici avem tot așa un punct de rugină. Bara frecată, farurile le-am făcut eu un polish. Până acum văd că l-au ținut. Motorul pare zgomotos, dar e foarte pujneț, îmi place foarte mult. Deci 110 cai pe mașina asta sunt super. Ca și o altă problemă ce mai are, am reușit să câștig o zgârietură de latul mașinii, de aia este foarte subțire. Aici are o îndoitură, ca așa am luat-o. Iar aici avem aceste puncte de rugină. În rest, mașina se prezintă foarte bine. Apropo, pe spate s-au schimbat tot așa recent, se și vede poate. Stă foarte bine ridicată de fund. S-au schimbat recent telescoapele. Unele noi, cu factură. Pe tot ce am spus, am factură. Un alt lucru plăcut la ea este că are discuri și plăcuțe și pe spate, nu are tamburi. Aerul condiționat merge în stare foarte bună. Se și aude ventilatorul că funcționează. La fiecare revizie, când s-a făcut revizia de ulei, s-a schimbat toate filtrele, aer, filtru de aer, filtru de motorină, filtru de polen. Capacul capotei este cu mochetă pentru o mai mare silențiozitate. Ce pot să spun?
este că de când am mașină de 7 ani de zile, sunt foarte mulțumit de ea. Nu m-a lăsat odată în drum, am fost în concedii în multe locuri cu ea, în multe țări. În fiecare an când făceam concediu, când făceam în jur de 1000 de kilometri și erau două concedii, nici o problemă, Transfăgărășan, Transalpina, Bulgaria, Italia, Austria, am mers în multe locuri cu ea. Consum foarte, foarte bun, hai să zic maxim 6%, dar când cum. Un alt plus al motorului este că are motor de 1.5 diesel, cum ziceam mai devreme, 110 cai și are distribuție pe lanț, iar la kilometri pe care are 160.000 nu o să aveți nicio problemă. De când i-am făcut în 7 ani de zile un set de bucșăraie pe ea, pe toată mașina, am făcut, așa cum am zis, toate discuri plăcuțe, baterie nouă, telescoape pe spate, plăcuțe de frână și discuri pe față noi. S-a făcut revizie pe partea de frânare, pe partea de spate. ITP-urile le ia fără nicio problemă. Mașina a rămas pentru mine mică, pentru că a crescut familia. Și e o mașină care, atunci când am luat-o, nu avea, din punctul meu de vedere, competitor. Puteam să-mi iau în bugetul același alte mașini, dar alți kilometri, probabil alte probleme. Eu nu am investit bani în ea, doar am încercat să o înfrumusețesc, o folie de protecție pentru geamuri sau, nu știu, am căutat jante de aliaj, am luat un set, l-am vândut, am luat alt setul ăsta pe care l-am și l-am montat, cu inele de centrare, cu piulițe noi, să potrivească frumos cromate, porbajul suficient momentan de încăpător. Cam asta a fost mașina. O mașină pe care o recomand cu drag. Cam și un mic impediment ar fi, cum am zis, spațiu. Nu dă fum numai când ți-e înfiși tare în pedală. Antena radio prinde posturile foarte bine. O mașină de încredere, oricând pot să iau, să bag ea în contact și să mă duc oriunde, la orice oră am curaj cu ea. Ca și dotări, ați văzut proiectare de ceață, toate geamurile sunt electrice, oglinzi electrice încălzite. O cotieră față ar lipsi. Uita și cauciucul. Așa că asta a fost clipul cu mașina mea Hyundai Accent, care îl dețin de 7 ani de zile, care mi-a mâncat foarte puțin bani, mai mult am băgat în motorină decât în alte nebunii. Chiar când am luat-o am prins bateria, care a ținut vreo 6 ani de zile, după ce am luat-o eu pe asta, care are aproximativ un an de zile. N-am băgat bani să mă doară capul, n-am avut probleme, nu mănâncă ulei, nu joacă direcția, nu mănâncă cauciucuri, revizii la zi. O mașină care o recomand cu încredere, mai ales dacă, de exemplu, e vorba de un începător, de un băiat care livrează pizza, mâncare, orice, e foarte ok. O altă problemă ce ar mai fi avut, dar sunt mici puncte de rugină. Capacul de la motor aici, dar na, e normal, e din 2008 mașina, să spunem așa. Sunt 14 ani. Dar merge foarte bine. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest clip. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. În descriere o să pun un link cu mașina, care momentan este pusă la vânzare. Am încercat să fac și un video pentru a ajuta la vânzarea ei și omul să o vadă mai bine. Ce ar mai fi de spus este că am două chei, închidere centralizată din telecomandă cu alarmă, două rânduri de cauciucuri, cauciucuri de iarnă, cu jante de aliaj, jante de tablă, capace, preșuri originale dedicate. Acceptăm orice test, nu bate, nu trâncă, ne vorba aceea. Bun, vă mulțumesc. Nu uitați să vă abonați în continuare, să apăsați butonul de like. Dacă aveți întrebări, să-mi scrieți în rubrica de comentarii. Și cine vrea să o vadă, în descriere aveți anunțul de pe OLX, unde aveți și un număr de telefon. Vă salut, pa, pa!